Verificări de amploare la toți agenții economici din județul Vaslui care au legătură cu produsele pentru sărbătorile pascale. Primii pe listă sunt agenții economici din domeniul panificațiilor. De exemplu, urmează ca și măsură imediată verificarea la fața locului a tuturor agenților economici care desfășoară activități în zona panificației și în sensul producerii de produse specifice Paștelui, cum ar fi cozonacul, Pasca sau alte astfel de produse. Vom merge prin inspectorii noștri cu un set de măsuri pe care dumnealor deja ar trebui să le cunoască, dar noi ne facem datoria și le aducem la cunoștință și le explicăm ce înseamnă trasabilitate, ce înseamnă corectitudinea păstrării, manipulării materiilor prime. Nu vor scăpa de verificări nici cei ce produc și comercializează carne. Mai sunt și o serie de controle prin Biroul de Sănătate Animală asupra animalelor care sunt destinate sacrificării în această perioadă, respectiv fermele, exploatațiile, de unde vor fi livrate animale pentru tăiere, în special miei, care sunt în aceste sărbători destinați ca și produs final. Se mai verifică, în afară de aceste aspecte, se verifică și tot ce ține de producția de ouă și de transportul, depozitarea acestora. Inspectorii sanitari veterinari nu doresc să dea neapărat sancțiuni, dar dacă vor găsi nereguli majore, nu vor ezita să dea amenzi. Își doresc să nu aibă nicio problemă consumatorii.